Da, mă uit. Ah, a venit killerul. Gata. Bine ai venit! Bine ai venit, abia te așteptam! Sunt convinsă! Da! Că mă grăbeam să intru! Te rog, grăbește-te! Vine killerul. De serviciu. Nu? Here's Johnny! Dar o să aibă o surpriză. Nu știe asta că i-am pregătit. Este un tricou cu numele ei. Habar nu are și când o să vadă o să fie... Hipeuit, îi spunem noi. Hai să vedem. Să mă aranjez, că o să mă certe. Nu stă tricou bine, vezi că nu e așa. Nu l-ai întors, nu l-ai băgat. You're wearing sweatpants. It's Monday. So that's against the rules and you can't sit with us. E bine? Dar ce aș putea să zic asta eu? Asta zic și eu. De asta l-am și luat, ca să nu ai nimic de zis. Bună, Lorena! Bună, bine te-am găsit în casa ta! Mulțumesc, bine ai venit pe la mine din nou. M-am gândit de data asta să abordăm subiectul hainelor noi în garderobă. Pentru că a trecut ceva timp de când mai... Am lipsit de pe... Mai terminat în dressing. Și aș vrea să arătăm acum ce am adăugat, cu sau fără voia ta, în unele cazuri. În cea mai mare parte a fost cu voia mea, în să nu fie... În cea mai mare parte, da. Unele au fost foarte puține, într-adevăr, fără voia ta, pentru că eu m-am grăbit. Sau nu ai avut semnal. Da, sau puteai să iei și alte lucruri și nu le-ai luat, că până te-ai gândit tu dacă e o decizie bună sau nu, au fost sold out. Da, așa este și asta, să da. Nu uităm. Am pierdut niște lucruri pentru că m-am... Oamenii de pe Instagram cred că știu. Da, nu m-am grăbit, ea mi le-a arătat, eu nu le-am luat, am zis, lasă, le găsesc și mâine și în altă zi. Nu le-am mai găsit, evident, acum îmi pare rău, dar am adăugat și unele lucruri, zic eu, interesante. Bun, dar până să vedem ce ai adăugat, ce ai purtat tu vara asta? Am purtat câte ceva. Ia, stai. Ia să văd. Stai. M-am gândit că o să mă întreb, da. Da, de ceva și am... Pune-le jos. Le pun. M-am gândit să aduc câteva. Ok, bun. Ce am mai purtat, ai mai văzut pe Instagram, pe story, pe astea am mai văzut îmbrăcată. Am văzut că m-ai tăguit, am dat că a fost bine. Păi nu pot, nu-mi permit. Frumos, frumos. Hai să îți arăt, zic. Sau le iei tu să le arunci. Nu, arată-mi-le tu. Așa, nu, ca... nu. Ce este asta? O roche. Un sac. Un săculeț. Aș putea să zic. De gunoi. Bune, că dacă îl prinzi aici, poate să fie nela de fructe când te duci la piață, să nu mai pungi de plastic. Da. Hai să facem asta cu el. Da. Ce bine că nu mai tăguit în vreo poză. Da, e primul rând că materialul e foarte gros. Gros, da. Cum să porți asta vara? Ei, mai știi. E gros dacă și uite ce frigulețe? Formă are. Nu avantajează niciun corp. E un pic pe aici. Da. Am înțeles. Mi-a părut bine. Și mie. Acest turcoaz, absolut... Alt sac. Ia, uite-te tu! Ce, dar să arătăm ce se... ce e asta? O roche! Culoarea e frumoasă, pot să zic. Da, culoarea n-am cum să păstrez. Și are guler în V, totuși, asta e bine, că are un guler în V, însă restul dar e... Dar mâneca asta, trei sferturi, așa? Zic și eu, doar am zis. N-are nimic. Da. O fustiță. E a Arianei, de fapt? Nu. Ariana, asta e a ta? E mai veche, ce-i drept. Greșeală ai vrut să o iei pentru până Ariana. Să apară Ariana. Îmi permite? Da, ți-a plăcut mult de ținut-o până acum? Ai simțit că e o piesă, da, fratele. Da. Asta e o piesă, da. Trebuie să o țin 50 de ani. Nu? Când eu cred că... Da,
O putem păstra pentru mai Aria? Discutăm, las Adriana. Nu de altă, dar apar altele. Da, sunt une... Uite o geantă. Foarte frumoasă. Pe care am purtat-o, da. Da, o geantă foarte frumoasă. Handmade am și eu la fel. Da, știu, știu, avem amândouă. E foarte drăguț. Am purtat-o în vacanță. Da. A fost excelentă. Da. S-a potrivit. Uite, o punem aici. O geantă albă e mai bună decât o geantă neagră și vara și iarna. Serios? Chiar, iarna? Da, da, chiar se potrivește. Albul cu negru sunt cam în aceeași echipă. Uh-huh. Și de multe ori albul e mult mai sofisticat și aduce puțină lumină în ținută. Eu evit albul iarna, recunosc, da. De ce? Uite, acum nu îl voi mai evita. O rochiță. Asta e o rochiță bună de festival, așa, știi? E o rochie cămașă, materialul e foarte drăguț, e fin, așa, da, un fel de... Fin. Aduce cu pielea întoarsă aia, subțire, 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 da, știi? Și uite, iese destul de largă la gât. Da, merge cu niște bocanci. N-avem. Am zis și eu așa, generic vorbind, ca să se știe unde o ducem. Unde o ducem. Încă n-avem, că n-a venit toamna, iarna, da. Vom lua. Cam așa și se strânge. Da, e drăguță. Așa. Da, merge așa de festival mai mult asta, știi? Da. Se aprobă? Se aprobă, da, pentru la vară. Se aprobă, la vară ai l-altă. O le punem în partea asta. Mhm. Îți place culoarea asta? Așa zic, o culoare... foarte aprinsă. Te vezi de la distanță, astea. Ăsta este un sarafan copilăresc, știi? După ce este copilăresc, mai are și o nuanță la fel de copilărească și de jucăușă și de... Păi și e practic, vara, Adriana. Păi da, dar te duce prea în direcția aia de 12 ani. Știi? Atunci, dacă tot e un sarafan copilăresc, hai să luăm într-o nuanță mai matură, să zic, ceva mai... sau cu dungi, sau ceva mai sofisticat, știi? Am și dungi. Știi? Am văzut. Uite. Nu dungile astea. A. Am mai învățat noi, acum așa, mult timp ce dungi ne stau bine. Care erau dungile alea? Întrebare de 100 de puncte. Așa. Astea. Ce ai făcut? Nu astea? Cred că se taie la montaj asta, efectiv. Cum dungile astea? Ce fac dungile astea? A, ne, așa. Invers. Invers, da. Da, adică astea sunt bune. Dungile verticale sunt foarte bune, dar trebuie să fie mai mici și oareși cum mai dese. Asta este, vezi, practic aici sunt dungile mici și dese, dar e într-un calup și practic asta se ia o dungă. Știi? Asta e o dungă, asta e o dungă, asta e o dungă și practic ele sunt late și rare. Și atunci ce fac astea? Ne îngrașă și ne lățesc. Bravo, Lorena, ai răspuns corect! Deci asta nu? Nu. Asta? Ia, ceva alb. Alb! Uite că asta e drăguță, e foarte drăguță asta. Da, e ideea celeilalte, doar că pe alb. Vezi ce diferență? Este o diferență ca de la cer la pământ. Este practic același lucru, numai că asta este mult mai pentru o femeie cu stil și sofisticată, cum vrem să... Ești deja, cum vrem să ieși deja. Ești deja. Mulțumesc. Așa. Acum. Decât aia roșie. Știi? Bun. Da. Foarte frumos. Deci asta și materialul e okay. E mai... Da, in. Da, inul vara și chiar către toamnă putem să-l ducem. E foarte bună. Bravo, bravo. Hai că e bine. Hai că e bine. Asta este o cămașă tip pijama. Uh-huh. Da, e foarte drăguță. Aș fi preferat ca printul să fie mai mic, că așa am învățat noi, formele printul din mai print mic. Să fie mai mici și mai dese, nu așa mari, dar cumva sunt la limita acceptată de cât de mari să fie, știi? Da. Pentru că sunt prea mari, lățesc, asta e ideea. Și la ce punem în jos? Păi în jos putem să punem ori niște pantaloni tot tip pijama, din aia, într-un fel de saten, mătase, ceva, sau... Nu, dar doar așa aș vedea eu, de fapt, așa ar putea arăta bine și în context, știi? La o fustă ceva mai... Nu, că este prea, asta e girly, știi? Și dacă mai pui și o fustă, ești prea girly. Prea și atunci girly. Noi stopăm, punem ceva girly sus, jos trebuie să punem ceva mai masculin, mai simplu, pantalon de scurt de blug? De blugi? Prea mainstream. Dar se păstrează? Da, până luăm alta mai bună. Mm. Printul ăla e un pic... Dar ce material e ăsta? Ba, dar nu te hârjie. Nu, mă hârjie pe mine. A, te hârjie pe tine, da.
Stai, că asta ai zis până așa, stai, să nu irosim treaba aici, ce facem? Nu, eu am văzut că ai aruncat o cordă, n-am zis nimic, am zis lasă ca nu se prinde. Lasă-o până vine alta, la, e bună, de ce să aruncăm degeaba? Pliurile sunt prea mari, știi? Sunt prea late aici. Sunt prea late, ar fi trebuit mai mici și mai dese ca să ne adauge volumul în partea de jos și să nu ne facă aici burtă. Face. Face, păi vezi. Păi face. Nu știu eu că face. Burtă, out. Face, nu vrem burtă. Face. Face, face grămada, face vânt cu vârf. Așa. Dar văd că te-ai îmbrăcat foarte bine vara asta dacă e să o luăm așa cu stânga, dreapta. Dar asta nu ne-am întâlnit noi foarte des vara asta, așa? Da, treabă, mult astea. Asta este un in, îmi pare rău, nu sunt călcate, pentru că tocmai ce le-am curățat. Foarte frumoasă, da. Foarte frumoasă. Cred e că foarte lejer. Cred că și poză cu asta? Da, așa? Am și poză. Foarte frumoasă, da. Da. Și mi-ai spus că merge și o curea. Da. În talie. Da. Și pălărie și așa. Depinde unde te duci, dacă da. Ești pe vacanță, mood așa, uh-huh. Atunci spui pălărie, o curea din rafie sau din sfoară ceva și niște papuci, niște da. Așa am purtat-o. Bravo, bravo. Felicitări, Lorena, aplauze, Ari. Trebuie să aplaudăm. Bravo. Așa, bravo. Să se audă. Să se audă. Aceasta este o rochie tip cămașă. Okay. Scurtă. Okay. Care e și foarte asta lejeră. Merge cu bocanci. Da, materialul e foarte plăcut. Uh-huh. Și are aici un insert transparent un pic, uite, uh-huh. Pe spate. Îmi place cum prezinți hainele, da? Foarte frumos. Place? Foarte frumos. Să mă ieși pe mine la tine da, acolo. Da, la... iau, da, 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 să zici, asta e o așa, da. Într-un material cu inserții, frumos. Da, da. Da, e... E safe așa, adică eu, și poate fi cool cu bocanci, la fel uh-huh. Poți să-i pui ceva în talie, de asta e bine și e indicat să ții hainele puțin mai mari, cu o mărime, două maxim, depinde cum îți vine și la umeri și, mă rog, în rest, să nu da. Pară împrumutată. Prea mare. Uh-huh. Ca să poți să le customizezi, să poți să-ți pui curea în talie, să poți să o porți și așa liberă și curea în talie și să o prinzi și să-i faci tot felul de chestii. Uh-huh. Asta merge și de toamnă? Merge acum? Și de toamnă, da, 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 merge și de toamnă. Super, super. Cu jeans, cu... Da, ești fericită? Da, da, normal, normal că-s fericită. I'm really happy I met you. Asta este o rochie, imediat ți arăt fața, aș vrea să prind aici. Foarte lejeră, de altfel și ea. Da, un mic amendament aș avea la rochia asta, crezi că poți să ghicești? Astea? Acestea? Ești aproape. Sunt pe aproape? Buzunarele de pe pept? Da, și mai e ceva. Când o ținem noi așa, ce formă are? A, e aici... Da, adică ce nu... face? Lățește partea lățește de sus și partea de jos umerii. O îngustează strânge... un pic. Dar pentru că strânge aici, e bine că îmi dă puțin volum în partea de jos și mi-o salvează. Okay. De asta ți-ai cumpărat o singură, cred. Da, da, da. De asta se întâmplă asta. Da. Nu trebuia să fie buzunarele astea aici pentru că ne adaugă în partea de sus în zona sânilor, uh-huh. Unde avem suficient, mulțumim lui Dumnezeu. Da. Nu ne mai trebuia să lățim umerii că îi avem deja mai las decât șoldurile. Da, mărește aici sus pe umeri, mă, într-adevăr. Măi, mă bucur că ești de acord cu mine acum sunt, și nu sunt. În cabina de probă. În cabina de probă nu te-ai gândit N-am la asta. N-am avut timp. Era ocupat dar la cabină. Dar nu e atât de grav pentru că se prinde asta, îți văd talia și aici am, uite, vezi că are oareși cum o formă de A, dacă îi mai dăm drumul la un nastru da. Aici, se face și mai mai fie. Așa. Bine că vine toamna și nu mai porți așa. La cabina de probă era foarte aglomerat în ziua aia, foarte. A, și n-ai era probat o coadă, da, da, da. Toată lumea își cumpăra și mi-am luat-o din privire, așa. Ai învățat exact ce ți-am zis, da. Tot ce ți-am zis. E conform a ceea ce ți-am spus eu în ochii aia. Asta e veșnica pomenire, ce faci așa cu el? E, da, o treabă. Păi, poți să-l ții în grădină. Merge ăsta de grădină verde, cu bumper jacket-ul. Am mai țin minte că eu nu l-am uitat. Verde, da. Și cred că merg și împreună, știi? Merge, da, cu la plantele astea. Da. E o asociere. Nu poți să ieși da. Oricum în grădină. Aici. Normal. Da. Și mai am o rochie. Bine. Uite că mai am ceva. Bun. Safari da. Like, așa. Safari like. Îmi pare tare rău că nu am avut timp să calc, dar asta este. O să primești comentarii, stai liniștit. Da. Asta e, jurați-mă, nu le-am călcat, nu am timp. Calc să mai atunci primești când... și tu comentarii. Calc atunci când am nevoie. Ține de asta. Să trăiți, am înțeles. Da. Vine așa.
Ne-ar trebui un numeraș. Uite, hai să facem așa o treabă. Ia. Că e mai, e mai e delicat. E frumoasă. Chiar e frumoasă rochia asta. Asta, da, și mie îmi place foarte tare. Și merge să fac și ca vestă, voia, știi? Da. Uite. Și ca vestă pentru toamnă. E un fel de trenci, că dacă întorci cu spatele, aici are partea asta cum au trenciurile, știi? Alea da. Care au și mânecă. Și atunci poți să o porți și ca vestă. Și peste ce poți să pun? Peste un tricou? Da, poți să pui și la ce ești îmbrăcat acum. Ah, așa? Da. Bine, fără asta, zice că nu o prinzi. Nu cred că o să o prinzi, știi? Ok. Poți să lași în cazul în care o prinzi, că nu te deranjează și nici nu cade, știi? Da, și ea se prinde așa. E drăguță, e foarte drăguță. E foarte drăguță, da. Cu voia dumneavoastră a fost... Așa este. A trecut testul. Mi-aduc aminte. Da. Deși are buzunare aici, mai are și jos. Și atunci îmi echilibrează situația cumva, dacă o să apară această întrebare. Întrebarea de baraj. Am simțit întrebarea. Pentru 1 miliard de lei. Completăm. Care, da, care și acolo. Se aprobă. Se aprobă. Folosim numerașul. A trecut testul. Hai. Hai că vreau să văd, să arătăm noutățile. Lasă astea. Mai am o fustă? Foarte calcată. Da. Cu fusta asta am mai văzut pe Insta, da, și a fost, mi-ai zis că a fost lăudată și întrebat a fost, de unde a fost. Și așa. Da, e o fustă corectă, adică... Eu am purtat-o și cu o curea la taici. Da, ai făcut bine ce ai făcut. Nu-i cine știe ce așa, dar e corectă, măcar că ți-adaugă pe lumea. Carourile sunt mici. Și asta iarăși e corectă, dar așa, per total... Aș scoate-o cu un sacou pe care tu, ba da, cred că l-ai. Tot cu modelul ăsta mai masculin, așa mai drept. Ca maro. Să faci mai interesantă. Cam cel maro. Aceeași chestie, dar o să văd dacă e aceeași nuanță, că nu mai mi-aduc aminte. Bine, uite, păstrăm aici și vedem. Hai, o păstrăm, da, clar. Bineînțeles că o păstrăm. Cu niște adidas așa chiar, albi sau așa, să o scoatem asta. Da. Bun, acestea... acum... Sunt câteva adăugate. Bine ați venit. Bine, mai am, da, bine ați venit. Mai am haine de vară, să ne înțelegem, doar că sunt pe aici, pe acolo. Unele sunt la curățat, unele la spălat. Aici am ales crema sau ce nu avem am ales, aici? Nu, sincer, chiar nici aici nu este tot. Am adăugat așa ce am crezut că este important. Aici cred că este crema jos acolo. Da, da. Ce am adăugat pentru un început de toamnă plăcut, dar nu foarte frig, încă n-am ajuns în zona aia. Nu, dar nici nu e cazul că o să mai vină avem... frigul, nu știu, octombrie, noiembrie. Să la ce vară am avut. Da. Așa se va întâmpla. A, am înțeles. Da. Păi cu ce să începem? Uite, acesta este tot un in. Da. Pe care l-am luat împreună. Remember? Foarte frumos, da, mi-aduc aminte. Și are și cordonul ăsta pe care poți să-l prinzi. Și da. Poți să-l pui și ca o cămașă și ca un soi de... trenci, să zic, dar nu e trenci. Da. Un soi de cardigan, nu știu cum să zic. Și e frumos, creează un volum aici, nu? Uh-huh. Da, de, mâneca. Mâneca. Eu am purtat-o în vacanță, bine la plajă. Am luat-o peste costumul de baie. Da, este o cămașă care merge și peste costumul de baie și cu niște șlapi și după aceea dacă îi pui un sacou și niște pantaloni de ăștia mai largi, pentru că nouă ne trebuie mai larg, care mâneca foarte umflată și atunci trebuie să echilibrăm. Și cu un sacou, cum ați zis, și cu niște botine sau pantofi cu toc, ai făcut-o foarte elegantă, sofisticată, știi? Voiam să-ți arăt. Te rog, lasă-mi să-ți arăt. Stai să-ți arăt ceva. Uite, voiam să-ți arăt acești pantaloni de in. Da, cu voia dumneavoastră, bineînțeles. Dacă... Yes. Da. Așa se pune așa. Mă scuzi. Că vei pune pe deasupra și vei prinde cu cordonul. Cu cordonul. Da. Da. Și vine pe deasupra pantalonilor ca să ne creeze puțin volum și aici. Da. Știi? Că asta căutăm noi mereu. Echilibrul. Echilibrul. In. Am cumpărat foarte mult in vara aceasta, ceea ce eu foarte nu aveam, bine. Recunosc. Și mi-ai și cum te-ai simțit? Te-ai simțit bine în el? Nu aș mai ieși din el. Dacă aș putea, aș mai lua încă o tură de haine și din e mișto că poți să-l porți, să faci tranziția și către toamnă cu el, pentru că nu o să-ți fie frig. Vara nu ține cald așa de mult, iar iarna, mă rog, toamna ține cald, adică chiar se adaptează. E foarte plăcut. Este foarte, foarte plăcut și îmi place foarte mult. Foarte frumos asta, îmi place și mie. Da, vrei să-ți o împrumut la o... de-asta? O ceva? Da, și îți dau eu tag ție, știi? A, da. Ar fi interesant. Cămașa albă din Binevenită. Asta merge la orice. Asta merge mai mult de
Mai mult de vacanță, așa, da. Știi, vezi că e și materialul puțin mai mototolit, e mai casual, mai relaxată, deci merge mai mult de vacanță, sau mă rog, de vară. Am cumpărat-o de la bărbați, apropo. Foarte cea mai bine. Mică măsură. Și eu fac asta de multe ori. Da. Și este foarte, foarte bun. Materialul este excelent. Da. Tot din in. Asta este o cămașă... Cămășile albe fac parte din garderoba de bază pe care ar trebui să o aibă oricine, pentru că se potrivesc la absolut orice situație, stil, da. Siluetă și așa mai departe și te scot din ananghie, cum s-ar zice. Știu, la început, după ce dressing-ul a fost distrus, eu am purtat foarte multe cămăși albe. Iată. În fiecare zi, timp și de... Și e și safe. Știi? Multe Într-adevăr, zile. Dacă porți în fiecare zi, trebuie să fii mult mai creativă în jurul cămășii albe. Da. Așa și este. E bine că, uite, a ta are și un guler în V. Știi? Da. Adică are gulerul de cămașă clasic, dar are și un guler în V care ne ajută să subțieze și să alungească. Deci o se așează foarte frumoasă. Bine. Se așează foarte bine și când este călcată, stă așa foarte... Stif, așa. Așa stif, trebuie așa. Materialul mai crocant. Ăsta e materialul bun de cămașă când alegi cămașa. Da. Este genială. Bravo. Bine. Bravo, stil. Haide. Bravo, este. Bine, dragă, hai fie de data asta. Bravo, stil. Luca. Nu. Așa. Acesta. Superb. Mulțumesc. Superb. Ai, nu roșii acum. Ai, nu te intimida, așa. Sunt mândră că eu ți l-am arătat da? Pe acesta. Hai că nu facem treabă degeaba. Sunt foarte mulțumită. Și i-am dat repede și i-am spus, acesta merge. Foarte frumos. Merge, ia-l repede! Mă scuzați. E dărâmă tot, tot. Să cadă tot. De bucurie. De bucurie, mă scuzați. Așa, să-ți arăt. Foarte frumos. Da. Și mie place. Și e așa foarte discret, e discret, deși e lucios așa, are un sidef mat și da. E mai discret. Da, normal că n-ai avut unde să-l porți, că a fost vară, nu mergea cu sacul da. Vara, dar acum că vine toamna, sau merge, mă rog, vara pus așa pe umeri, seara, la o rochie foarte simplă. Ăsta e genul de piesă pe care poți să o porți și la o chestie, la o ținută mai simplă, gen alb, negru, alb, ceva, culoare jos. Sau să complimentezi, poți să pui și metalic, știi? Adică aha. Să mergi all the way, până la, da, până la capăt, tot așa, pentru o ținută statement. Adică e bine să ai un sacou cu niște detalii specifice, cu, știi, particular așa. Sau care pur și simplu să scoată o ținută foarte păi simplă face, din... Da. Mâneca da. Este bine ridicată. Foarte bine. Dacă nu zic nimic, înseamnă că este bine. Da, foarte bine. Dar așa, nu deasupra cotului, bravo. Da. Să se vadă. Ar trebui să puneți ceva în picioare. Da, hai, ce punem? Pune aia nude. Nude. Care? Așa? Da. Așa să n-am ajuns încă la pantofi, dar dacă ai pus sacou acum, să facem haide, ceva fie. Frumos. Dăm voie ce un pic. Ce frumos sunt pantofii ăștia. Dați-mi voie un pic, mă ridic îndată, să vă arăt. Oare cine ți-a recomandat e, așa frumos? Nu știu, cineva mi-a dat într-o seară. Aceștia, repede, repede, acum! Acum! Buy now, buy now! Față de ce aveam noi înainte. Da, așa este. Bun, asta e un soi de ținută care merge la un eveniment de seară, dar nu foarte elegant, evident, așa, un cocktail, să zic, poate. Leger. Leger, da, ceva casual, nu știu, drinks și, na. Drinks foarte and... Foarte frumos. Drinks and, da, rock and roll. Da, foarte frumos, da. Bravo. Dau jos că m-am încălzit. Deci chiar dacă alege o pereche de pantofi nude, care ar putea fi banal și lumea spune da, dar toată lumea are pantofi nude și toată lumea apelează la asta, e nu e chiar așa, vezi că este o pereche de pantofi nude, dar sunt atipici cumva, da. Știi? Adică alege o curelușă, o ceva, un detaliu, poate are niște pietricele finuțe într-o parte, poate tocul e mai subțire, mai gros, mai dreptunghiular, corect. Mai ceva. Da. Știi? Adică nu trebuie să ne blocăm doar nude și pantoful ăla clasic de birou. Și trebuie să explic că nu are
cureaua peste gleznă, exact cum ai spus tu, care și acolo e destul de riscant când cumperi. E riscant și cum ai tu, pentru că, știi, data trecută am explicat eu când am făcut la pantofi, ca bareta să nu vină niciodată în jos, știi? Adică Trebuie să vină ori așa dreaptă, ăsta e piciorul, să vină dreaptă, dar niciodată în jos. La tine vine în jos, dar pentru că vine ușor ascuțit, vezi, nu e pe rotund. Da. Deci treaba asta aici nu e rotundă, este ascuțită și atunci evident că îți lungește, are același efect ca vârful ascuțit. Da. Îți lungește și subțiază glezna. Okay. Adică există niște reguli de bază, dar ele se pot adapta, desigur, în funcție de model, de fiecare model. Da. Super. Next! Da. Da. Să le luăm pe rând. Trebuie să spun că pantalonul este la guess where. Pentru că l-am tot îmbrăcat, care in... Este la curățătorie. Da, dar e aceeași poveste. E un costum. Sacou, da, este un costum cu dungi. Dungile nu sunt așa dese, dar nu sunt nici așa late. Deci, practic, sunt la limită, cumva. N-am văzut. Nu văd. Gata? Gata, bun. Oh my God! Oh my God! Ia, pune-l pe tine să vedem cum îndoim noi, cum suflecăm noi mânecile la sacou. Pentru că nu ți-am arătat de suficient de multe ori, se pare. Ia, Lorena, cum îți îndoi tu, în mod normal, mâneca? Cam așa. Ca la țară. Adică mă duc acum să scot niște cartofi. A, dacă te duci așa cu sacul ăsta, superb, chiar bravo! Bravo, bravo! Recunosc că aici greșesc, pentru că îmi vine... foarte la îndemână să fac treaba asta. Știi când poți să faci treaba asta? În momentul în care aici, când îndoi, există niște detalii. Când există satinul ăsta alb care nu ți aduce niciun plus de nimic, nu facem asta. Uh-huh. Dar hai să lăsăm cum l-ai făcut tu ca să vadă din... Nu, fă-l tu, că mie nu-mi iese. Așa de bine ca tine, nu. Mie nu. Foarte bine mi iese, uite, cert. Îți trebuie un talent și pentru asta. Bineînțeles. Cred că nu au talent. Corect, foarte frumos. Și hai să vedem acum așa. Deci luăm, fii atent. E un rând. Al doilea. Și cumva unde simți tu că el o să stea fix, știi? Că el la un moment dat se proptește undeva când se întâlnesc cele trei straturi și va sta oareșcum fix. Și pe aia tragi un pic așa, știi, ca să n-arate... Uh-huh. Uite, chiar și pe al doilea putem să-l tragem. Să vină așa și eu cred că e altă poveste, zic. Eu așa zic. Cum este? Nu știu, și se văd și nasturi, uite aici într-o parte... Uh-huh. Da, dar știi că mai alunecă, pentru că are satinul ăsta și tot alunecă. Da, dar la un moment dat trebuie să... Evident, nu poți cum ai pleca de acasă așa să stea totul țiplă toată ziua. Evident că mai cade, îl pui la loc, poate ți-e frig și îl lași jos, nu știi niciodată, dar noi vrem să ce? Să arătăm bine. Da, da. Să fie lucrurile aranjate, să plecăm dichisit, așa pe limbajul vechi. Dichisit. Să fim dichisite. Dichisite, nu? Mamă. Da, genul ăsta, da. Înțeleg, bine, o să... Da, da, da. Și nu ne grăbim, nu te grăbi. Nu mă grăbesc. Nu, nu te grăbi, adică așa, dacă better? Poți să... Da, dacă poți să... Da, nu cred că e la fel dacă te uiți în stânga, în dreapta. Nu, trebuie să-i mai faci un din ăsta. Nu-l bagi de desubt, îl pui pe deasupra. Hai că mai face câteva videouri și înveți, nu-i probleme. Până... Când o să ieșim la shopping, da, o să... Așa, da, așa o să știi deja. Da, e altceva, bine. E altceva. Și merge foarte bine și în varianta de costum, cum ai tu, cu pantalonii la fel și cu orice pantalon sau fustă jos. Blomarin negru, chiar și roșu. Uh-huh. Nu mai ai roșu, dar să zicem așa, dacă nu, îți roșu, vine. Da. Un roșu dacă pudrat. Așa... Da, foarte bine. Așa merge de vară sau o vară mai răcoroasă și dacă pui niște botine, cum ai în spate, merge mai de toamnă. Și uite cele cum ai din schimbat, spate, da? Da, cum ai deci schimbat asta ar fi doar, da. O ținută. O ținută de vară pe seară, totuși că na, cu sacou e cam cald și cu pantaloni. Da. Știi? Sau așa. Sau așa. Le arătăm pe acestea. Atunci dacă tot am ajuns la ele, o să pun una în picior.
Da, vestitele sock boots pe care eu le recomand mereu pentru că te ajută să menții ideea de gleznă subțire și picior lung și toamna respectiv iarna. Uh-huh. Pentru că eu zic mereu lungimea pantalonului este cu 4 degete deasupra osului gleznă. Uite. Deci între și îl pui la loc. Da. Între cele 4 degete și osul gleznei nu mai vine nimic. Ok, vara asta e foarte ușor de obținut că porți papuci, sandale și da. E cald și e ok. Dar ce faci iarna, toamna și iarna, când nu poți să stai în papuci și să se vadă glezna? Uh-huh. Ei, aceste sock boots sau niște ghete, cizme, bocanci, care să fie cât mai fixe, cât mai pe picior. Știi? Asta merge și să nu aibă bine. Detalii în partea de sus, de să nu aibă detalii în partea glezna. Da, este acoperit. Ar fi mers, asta ți le-ai luat iarăși singură. Da, pentru că eu am zis să aibă vârful oare și cum ascuțit. Pot trece pentru că nu sunt tăiate în vârf. Oricum, acum începe valul pe trend să fie încălțele astea, nu cu vârful ascuțit, ci cu... mai tăiat. Da, mai tăiat și dreptunghiular, dar chiar și alea trebuie să avem grijă să fie mai lunguieț. Mai lunguieț. Chiar dacă este dreptunghi, să fie mai lunguieț. Deci sunt bine. Bunt. Ești la limită, pentru că au și detaliile alea, dungile alea în jurul gleznei și nu-s neapărat... binevenite, dar pentru că, uite, nu le văd. Nu le vezi. Nu le văd. Deci, ok, asta e varianta pentru... toamnă. Toamnă, da. Toamnă, toamnă târzie, toamnă. Să zicem. Gri, 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 toamnă, gri. Hai să vedem, poate mai nu departe. Mai vii. Da, o secundă, că mi-a intrat ceva în ochi și te-am lăsat să te lini, dar... Nu plâng încă, prea greu plâng eu. Bun. Deci acesta este sacul. Ce faci? O vrei tu sau ce? Ia-o! Ți-o dau ție? Uite. Gata. Ți se potrivește. Trebuie să fie ținuta complet. Sunt pregătită. Da. Altfel discut acum. Altă Stai poveste. Așa. Altă poveste. Altă poveste. Păcat că nu purtăm și aceeași măsură. Plecam și eu îmi făceam de toamnă. Dar îți dau orice altceva. Nu trebuie să-mi iei pantofii acum, sincer. Animal print! Hey, bine ai venit în viața noastră! Care-i treaba cu acești pantaloni animal print? Animal print este foarte greu de purtat sofisticat, pentru că nu știu femeile să aleagă un animal print corect, să zic. De multe ori este mult prea aprins, este uh-huh. cu galben, este cu negru. Adică știi? Are prea mult galben da, în el. Da, are prea mult galben în el. Trebuie să fie ceva mai stins, mai estompat, ca să îți fie ușor să-l și integrezi. Pentru că dacă e un print în general care e așa in your face, nu prea știi ce să faci cu el. Adică e foarte mult, îți place, dar nu mai știi ce să pui pe lângă ca să nu fii un brad uh-huh. de Crăciun. Și atunci alegi ceva mai pal, mai estompat, mai fin, cum sunt acești pantaloni și nu purtăm animal print cu roșu. Niciodată. Este niciodată. Cel mai țărănesc lucru posibil. Am văzut cu roșu combinat. Ce e asta? E sex. A, sex. Îmi cer scuze, dar... Am înțeles. Da, da, da. Asta a fost... Adică vino... Da, adică vino. Asta caut. Da. Asta deci băieți, asta dacă caut. Vedeți fete roșu cu asta animal print, este mesajul. Mesajul este foarte clar. Da? Mulțumesc. Sau nu, mai poate sunt niște femei foarte sexuale, foarte, dar poți să exprime asta și mai sofisticat. Adică e suficient că ai pus animal print, e clar. Uh-huh. E acolo. Uh-huh. E acolo. Se înțeleg că animal print, da, e ceva mai... Da, este mai... Sofisticat, așa, mai... Da. Da. Mai sofisticat. Hai că am zis bine. Exact. Am și eu, deci sunt sofisticată. Da, da. Dar fii atentă. O să încerc să fac așa un pic de... Ia. Treaba asta funcționează? Nu prea. De ce? Pentru că pantalonii ăștia trebuie să fie până în pământ, mai ales că tu ești minionă și dacă păi ei nu sunt... Unde sunt până în pământ? A. La persoanele minione, da? Trebuie să fie până în pământ, că altfel îți taie din înălțime. Dacă alegi totul, să zicem, că te-au nebunit niște pantaloni care nu sunt până în pământ și au o lungime incertă, nu se încadrează nici în cele 4 degete, nici nu sunt până în pământ, atunci vom pune tot timpul niște pantofi sau niște încălțări, nu, cu vârful ascuțit sau lunguieț, chiar dacă nu e ascuțit și e pătrățos, că o să nebunim acum cu vârful pătrățos, simt că vine acum. O să vină nebunia. Că vine acum nebunia. Măcar să fie mai lunguieț și pătrat. Asta este, da,
E, altă poveste. Pune într-un picior ăsta și pune într-un picior pantofă. Nu mai pun acum, îți dai seama. Nu mai, ți-e jenă, efectiv, de inițiativa ta. Cum am putut să interpretez așa ceva? Nu. Uite, altă poveste, altă poveste. Mă rog, cam pe aici, da. Pantofii aceștia care ție îți plac. Nu? Deci, aceasta este combinația perfectă. Da, și sus trebuie să temperăm un pic cu ceva mai masculin, pentru că avem deja piatră jos, pantofii sunt albi, avem animal print, e foarte merge? Elegant. Da? Da? Stai seama că tricoul ăla merge la orice. La orice. Uite, am să-mi fac o ținută așa odată. Da. Dar întrebare, poți să adaug și curea în talie? Da, poți. Aurie? Da, merge auriu. Sau... merge, pentru că pantofii, am zis, albul egal cu negru. Adică albul nu trebuie să-l tratăm ca pe o culoare, ca ceva ce adaugă, am alb, nu mai pot să mai pun auriu sau să mai adaug o culoare. Nu, e același lucru cu negru. Dacă ți-ai pune niște pantofi negri, te-ai simți safe și ok să mai adaugi un auriu, un argintiu, același lucru și cu alb. Ok, bun. Și așa? Și așa merge, da. Și așa merge. Curea neagră? Curea neagră, curea aurie, merge și curea aurie. Roșie? Da, argintie. Da. Acum zic. Trebuie să o văd. A. Deci să văd înainte. Să vadă ea tot. Da, da. Deci, acești pantofi. Vai de mine! Sunt acești pantofi! Și mie îmi plac aceștia, sunt, mor după sunt, ei. Super. Mi este și frică să ies în ei, mă crezi? Te cred. Da. Da, va trebui să o faci. Da. Să știe lumea ce pantofi. Toamna asta, da, trebuie deci să o fac. Trebuie să... Sunt ceva... Da. N-am cuvinte. Atât de simpli și atât de sofisticați și de frumoși și îți pun evidență piciorul și nu știu, sunt și cool cu piatra aia mare acolo, sunt tot ce ți-ai putea dori de la o pereche pantofi. Nu știu unde mă uit, oriunde, nu contează, dar, uite la mine. Dar, deci superb. Da, superb. Deci, pe care îi asortăm la orice. Orice în viața noastră să vină. Pantalon, fuste, rochi, orice. Deci sunt... Da. Putem să filmăm vreo 5 minute doar să pantofii mai stau așa. În acest film, pantofii, în acest video, atât. Silent că vorbesc pantofii acum. Punem o muzică frumoasă și atât, deci nu mai trebuie nimic. Gata. Asta zic, să mergem mai departe. Ăștia sunt niște pantaloni care ce fac? Adaugă jos. Da. Ăștia sunt pantalonii care au o lungime oareși cum incertă la tine. Da, sunt pantalonii cu o lungime, nu sunt cu patru degete asupra gleznei, nu sunt nici până în pământ, dar, conform a ceea ce am spus mai devreme, merg cu ceva lunguieț, ascuțit sau nu, dar să îmi lungească un pic, să văd un pic. Dar dacă, adică putem să-i ajustăm, să mai luăm din lungime? Putem, bineînțeles că sau putem. Sau să îndoim? Putem să îndoim la faza asta? Nu, îndoit nu, pentru că la genul ăsta culot arată. Hai! Ia! Nu, că ți acoperă glezna, deci tu practic deci ai un butuc deci și după aceea iese un țupic aici. Am un butuc și iese un țupic ce? Aici, un țupic, un ceva. Țupuc, ce-i zis? Țupic, țupic. Adică ceva așa mic și care ca un curaș așa, da. Da, mă provoci, da? Așa, nici așa, dar... Nu știu ce mai zis. Sună așa mic și ca un ciucuraș țupicul ăsta. Da, la mine nu sună ciucuraș, dar e ok. Așa. Revenind. Stai. Pentru numele lui Dumnezeu, te rog să fiți. E o treabă serioasă ce avem aici de făcut. Hashtag țupic. Hashtag țupic. Nici asta, că e aceeași poveste, nu? Da, e aceeași poveste. Deși cromatic arată mai bine ăștia, știi? Plus că... Și bine, ne ducem către asta? Hai! Dacă am putea... Hai să o facem. Ia. Da? Uite, e altceva. E altceva dintr-o dată. Este altceva. Uh-huh. Da. Gen. Iată. Da. Puteți uita. Și putem să punem sacoul ăsta, știi? Aici e un costum de in. Da. Dar, în general, costumele e foarte indicat să ai un costum pentru că îl poți purta și împreună și piesele poți purta separat. Eu l-am purtat foarte mult acest costum. Mi-a plăcut foarte tare. Este un costum din in, am purtat pantalonul separat, am purtat sacoul separat, în combinație cu altceva, chiar și la fustă. Da, și este o nuanță care vine atât de bine. Foarte bine. Da, da, da. Este un maro brun, culoarea, chiar roșcat, da. Nu știu. Foarte maro. E un foarte maro. Un foarte maro, dar îți vine foarte bine. Și e pantalonul trebuie părului tău, știi? Da. Pantalonul trebuie să-l arăt pentru că este lung până în pământ, lung, drept lung de tot evazat. Și evazat. Da, ține-te puțin.
Sigur. Și trebuie doar cu toc. Uite. Ar merge și cu ceva mai jos, dar îl târâi un pic, știi? Mă enervează. Te enervează pe tine, dar eu ziceam că uite, se mai poate. Da. Genul acesta. Da, ar merge și cu niște tocuri mai mici ca să vină fix până în pământ, știi? Ia vezi aia, da, ia. Superbie aia. Așa, da, da. Uite. Da, dar nu știu, cu degetele alea care ies așa, nu... Nu-ți plac ție degetele astea. Nu că nu-mi plac, nu se vede... E ciudat, e ciudat. Bine, pentru, dacă ar fi ar fost doar o baretă din aia gen sandal, și aia se finuță, era altceva, dar aici îți văd doar degetele și restul pare acoperit și ciudățel la genul ăsta de pantalon. Ciudățescovici, nu prea. Îți văd doar degetele. Da. Păi doar alea trebuie să se vadă. De ce? Păi ce să se mai vadă? Păi de ce țupicul? Se vadă degetele? Păi și ăla trebuie să se vadă, dar la vremea lui țupicul, nu-i chiar așa... Să se vadă țupicul? Oricând, oriunde. Da. Deci, un costum... Costumul numărul 2, 3, 4, da. Nu știu cât stai, e. Stai. Facem așa. La asta mă refeream eu că e în printul fustei alea, dar nu e. Mi s-a părut, nu este. Ți s-a părut. Mi s-a părut. Mi s-a părut. Și acesta îmi place. Da, da, foarte frumos. Foarte mult. Foarte frumos. Are alt tip de pantalon. Da, e drept. E drept. Ăsta e un costum mai young, așa, știi, deși n-ai zice, dar e un costum mai young pentru că îl porți cu Adidas, spre exemplu, arată foarte... Da, sau niște Adidas albe, care tu iei comanda prea mari și nu-i ai acum, evident. Da. Că, da. Așa merg? Merg. Hai să merg. Da, merg. Așa, pe stil Copenhaga ești cu aia. Da, da, gen... Frumos, frumos, da, frumos că sunt în nuanța, vezi undeva, ăsta are o nuanță de bleu așa care aduce cu turcoazul ăla un pic, când te uiți așa repede. Deci merge și cu tricoul ăsta, mi se pare excelent. Măi, la tricoul ăsta eu zic să nu mai ieși din el. Nu mai, dar și deci, dorm la cu el orice, seara și mâine, la orice merge, când vin la efectiv studio, vin tot cu el. Îți mai dau să ai... Păi mai dăm un pic, să nu... Stam fie pentru fiecare zi. Sigur. Da. Deci, da, hai să pun, ia să pun sacou, să vedem cum arată. Pantalonul am înțeles. Pantalonul cu dungă ajută că subțiază piciorul și lungește. Asta așa ca un detaliu. Iată. Frumos, foarte frumos. Cu lișteanul așa, e și tu mai tinerică, măi, Lorena, măi. Câți ani îmi dai? Măi, deci mai mult de, nu știu să zic, 27 maxim, dar așa că totuși ești matură, vorbești bine. Și știi să vorbești, că dacă nu deschideai gura, 24 ai tăi erau. Da, foarte frumos. Mi-ai dat cu 10 ani. Școlită în afară. Nu aici. Școlită în afară. Da, și în afară. Wow. Sally, darling, please stop you. Making me blush. Da. Îți dai seama? Așa merge? Da. Da. Trebuie să țin minte astea, că știi, le o să-mi fac filmare prin screen, da, și da, mi le pun în telefon. E bine, e frumos, e frumos, poate pantalonul poate un pic merge mai încă o dată? Da, încă o dată, ca să vedem glezna aia frumoasă. Genul ăsta? Atât, aia e. Asta foarte e treaba. Frumos, da. Și pantalonul ăsta îmi place că e o combinație între training, care linia unui pantalon, da, de training, combinat cu un pantalon de costum. Și atunci merge și elegant și cu Adidas și cu orice. Bravo, toamnă. Lorena. Toamnă, toamnă, like. Toamnă, toamnă frumoasă. Ce-mi place. Așa îmi place. Așa îmi place când vii, că îmi dai niște idei. Că eu când sunt singură și mă duc în dressing... Se pare că n-ai nimic de îmbrăcat, da, știu. Da, și pică dressing-ul pe mine de tristețe. Acesta este un sacou pe care tu mi l-ai recomandat. Un clasic, clasic sacou negru, clasic, ce nu trebuie să lipsească, clasic cu costum masculin negru drept, ca să poți să-l porți și cu ceva în talie, să... nu-l prinde. Nu, nu-l prinde. Nu-l prind, dar pun ceva în picioare, nu? Da, ca pun să ceva ne dăm în picioare și ridică mânecile. Adidas și sunt ok, da? Da. Se aprobă. Se aprobă. Toate încălțările oricum se aprobă, sunt foarte bune, în afară de Amaro, da, acolo... Ai voie o scăpare. Nicăncă. Te rog să le găsești o utilitate, o combinație. Așa, așa se face acum. Da. În loc să-mi zici înainte, trebuie să găsesc o combinație. Bun, bun, bun. Păi tu poți orice și de asta m-am gândit, zic, băi, sigur, mă, putem să da le facem ceva. Eu îi cumpăr. Băi, câtă diplomație, da, fantastic.
foarte frumos acest sacou. Începusem să spun că e sacou clasic, dar uite twist. Adică are reverele astea puțin mai late, mai ascuțite, o combinație de două materiale. Adică să fie un sacou negru în care eu recomand să investești cât de mult se poate, pentru că îl vei purta, efectiv, merge la orice zi, seară, ocazie, rochie de seară, doar pus pe umăr. Deci merge efectiv la orice, și nu-ți mai pui nicio întrebare dacă e ok sau nu. Doar că să aibă niște mici detalii care să-l facă puțin mai... Adică să nu fie clasica rochie neagră de o are toată lumea. Așa e și cu sacou negru. Să nu fie același sacou negru cu... Simplu, fără nimic. Da, te întâlnești cu 10 femei și au același sacou. Nu, să aibă un mic... Un mic detaliu, dar mic detaliu. Mic. Mic. Bun. Mic. Astea nasturii care lucesc un pic. Uh-huh. Foarte frumos, foarte frumos acest sacou. Îți place, sacou, vrei tu? Foarte mult, da. Crezi că ți-e bun? Fac eu cumva. Fac eu cumva. Despici, ce-i faci? Nu știu, găsesc eu o soluție. Dar, acum, întrebare. Da. Ca să răspundem la toate, da. Sunt convinsă că mai sunt și altele care vor să știe, alte fete. Totuși, când îl prindem? În ce situație? Ha, îl prindem atunci când îl purtăm ca top. Spre exemplu, când nu porți nimic pe dedesubt și porți un sutien, poți să-l prinzi așa. Îl prinzi? Da, îl prinzi când îl porți ca rochie, spre exemplu. Ca asta rochie? Nu merge, dar sunt sacourile care sunt mai lungi, sunt da. Tip rochie, da. Da, când merg prinse. Sau dacă e o ocazie foarte formală, de obicei, știi că bărbații trebuie să poartă ăsta prins mereu, eu nu zic mereu, pentru că trebuie să fii relaxat și să te simți bine. Și atunci nu mi se pare o... Chestie, ceva greșit, da, greșit da. Și nemai dar de nefăcut. Dar ce pui jos în momentul în care închizi? Ai nevoie de același volum sau poate să fie și păi trebuie să fii atentă ce se întâmplă. Spre exemplu, acum la tine când l-ai închis, se văd umerii că sunt supradimensionați și te face sacul ăsta puțin mai mic. Adică îți accentuează forma pe care tu deja o ai și noi încercăm să o echilibrăm. Deci ce face? El nu echilibrează. Practic îți scoate umerii în evidență mai mult decât ei tu scoși în evidență natural. Și atunci trebuie să adăugăm ceva, nu cum ai tu, că ai tăi sunt un pic slim, un pic, se duc un pic către carrot, așa se cheamă formatul ăsta, de morcov, așa știi, că nu-i nici slim, dar nici drept. Și atunci ăsta de morcov nu te ajută, că îți face glezna mică și atunci nouă ne trebuie ceva drept așa, care de exact din linia șoldului să meargă până jos. Ori merge până jos de tot, ori merge până unde am învățat și cu ceva lung sau ascuțit. Jos, asta e ca să lungească... Da, ca să lungească, exact, exact. Ok, exact. Am prins ideea. Wow! Wow! Foarte frumos, foarte frumos. Țupic. Hai că ai învățat ceva nou. De fiecare dată vin cu ceva nou. Eu nu știu dacă tu ai observat. Ba da, ba. Asta o să-l țin minte. Când deci. O să-ți dau pe WhatsApp seara și îți spun aici. Țupic, îmi zici. Când e totul ok, zic hashtag țupic. Să țineți minte, da? Țupic. Cu tz. Deci când o să ne lăsați comentarii, vă rog frumos, când ați terminat, hashtag țupic. Țupic. Așa dar vin lucrurile noi. Da, 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 așa apar lucrurile noi, trendurile, astea, așa apar ele. Exact. Din astea, țupic. Ce este țupic? Este o chestie care, când te îmbraci, iese așa ceva din tine. Exact. Țupic. Și n-ar trebui să iasă. Asta țupic. E, de fapt, esența, că n-ar trebui să iasă. Și n-ar trebui să iasă. Dar el iese. Ce este ăla? Țupic. Astea. Când nu știi cum să definești ceva, de fapt, îi zici țupic și gata. Zici țupic. Încă un sacou? A se vedea detaliu? E bine că se vede puțin, știi? Puțin. Puțin, e bine că e pe interior. Mi-e place foarte tare acesta. Da, da. Îți pare foarte cool. Da, este ușor... parcă îl văd așa pe Napoleon când mă uit la sacoul ăsta. Asta e. Asta ai vrut, de fapt. Te-am citit. Gata, ce să mai... Am nu, descoperit nu, de, nu. Ce, de ce l-ai luat. E foarte frumos și e un alt gen de sacou negru, iarăși cu detalii. Știi, ăsta are niște detalii puțin mai și se duce într-o zonă ușor military, ușor, știi, și cu animal print-ul ăla care se vede puțin, iarăși e feminin, sexual, adică vine, e îndulcit un pic de dublură. Știi, că altfel poate ar fi fost prea masculin și prea military, da. Mă rog. Ridic foarte frumos. Tot așa puțin, că ăsta este mai pe mână. Da, ăsta e mai pe mână, mai da. Pe mână. Deci doar să ai grijă când ridici să nu-ți iasă dublura, cum îți iese la mâna stângă. Știi? Să-l împaci. Stai liniștită, că da. Ăla e un țupic. Asta e. Când iese ceva neașteptat, nepotrivit, ne la locul lui, este țupic. Întrebare? Ne-ar fi fost buni niște bocanci. Da. Trebuie să ne pregătim, că nu... O să luăm și bocanci. Să luăm bocanci. Să vin cu o completare. Ia. Dacă stilistul din Lorena. Hai să vedem.
Da. Este too much? Nu dacă este fac too much, asta? Nu este too much, pentru că, uite, vezi, nu se vede ce-i tu și în interior. Și tricoul merge, mă, deci am pus tricoul ăsta, este... Dar tu crezi că eu am făcut așa, Maica, fără sens? Incredibil. Și ce e mișto la tricoul ăsta? Că atunci când faci cu blitz pentru Neric, este fosforescent. Ne trebuie o poză pentru Neric. Altă viață. Incredibil. Tu crezi că incredibil. Eu fac așa chestii? 5 bucăți mai îmi trebuie. Sigur. Sper să mai am. Te rog. Deci, merge chiar și în această combinație? Desigur. Desigur că merge. Voi lua asta? Da, asta e pentru când vrei să fii all the way. Că e oareșcum mult, dar nu chiar. Adică nu deranjează. Nu deranjează. Sau poți să pui nude, nude sau negru. Da, nude negru. Nude negru. Foarte frumos. Ia uite, Adrian. Uite la mine. Sunt absolut impresionată de cum am început și unde am ajuns. Bravo. Foarte frumos. Poză. Stai mai mult ca să iasă poza. Asta-i. Așa. Perfect. Deci se aprobă, da? Păi nu că se aprobă, se laudă, se recomandă, laudă este deja. Conform prescripție. Da. Foarte bun. Frumos. Și nu este mult. Asta nu e să mult. Nu este mult. Asta mi-e teamă să nu fie prea mult. Nu este. Nu este. Care că niște place... detalii sunt mici. Adică sunt mici. Nu sunt. Nu te duc într-o anumită zonă. Știi? Adică nu sunt flori, nu sunt dungi. E ceva, o formă. Dar fii atentă. Dacă definită. Sunt așa, merge și așa. N-ați văzut asta? Dar așa? Nu, niciun caz, Doamne. Doamne, frește, așa? Merg, da, kind of, da, merg. Așa, da, de, nu știu, de, că ai scăpat de la o treabă. Și da, merge. Ideea e așa, că cu piesele astea care sunt ori prea sofisticate, ori prea elegante, ori cu detalii foarte multe, există două posibilități. Una, porți exact, nu știu, pe elegant, sofisticat, în filmul în care sunt ele, sau le scoți din filmul lor cu șlap, papuci, Adidas, dar... În picioare, dacă aveam alb, acel de Paul Smith, da, simplu, da. Mergea Stan Smith. Ăsta. Dar fratele, există și da, Paul Smith. Știu că există, dar e altceva. Stan, i-am încurcat un pic, dar nu-i problemă. Stan Smith, deci acel Adidas subțire alb, da, simplu. Da, da, sau merge și e negru. Sau negru, sau simplu. Negru, da, 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 da. Aha, ca merge. Să dai un pic și atunci de... îl scoți din, știi? Adică nu trebuie neapărat dacă el e elegantul, poți numai elegant, nu. Uh-huh. Poți să-l tai cu Adidas, bocanci, știi, cu blugi rupți sau pantaloni așa de training. Adică arată mult mai cool așa, da, știi? Da, da. Aici îl dai o notă mai elegantă, exact. Acolo îl scoți pe el în evidență. Exact, exact. Și okay. Asta e valabil pentru orice piesă care se încadrează, nu știu, prea elegant, sofisticat, doar de seară, că poate unele doamne ar zice, a, nu, ăsta îl port doar la ocazii, doar de seară. Nu e adevărat. N-aș vrea să-mi separ hainele atât de tare. Adică, dar evident sunt că doamne, trebuie să spun ai... eu că sunt doamne care, doamne, femei care... Îl pun doar în categoria în care e și nu-l mai pot vedea, nu știu, cu Adidas, cu jeans. Nu, ăsta e prețios. Cred că sunt haine, într-adevăr, pe care le ai doar pentru seară, că, logic, nu poți să pui o rochie de seară în timpul zilei pe tine sau ceva, dar... Depinde, depinde cât de îndrăzneață ești, crede-mă, că, nu știu, dacă mergi la, în alte țări, ai să fii surprinsă. Da? Da. De, nu există regulă, nu mai există nu haine mai există. De zi de seară, există, băi, cum știi cum tu să o porți și dacă da, bine, e suficient de îndrăzneață. În timpul zilei? Bineînțeles. Oh. Bineînțeles. Dar trebuie să știi cum să le porți, adică chestiile astea ca să știi să le scoți din zona lor de ieftin, de chici, de vulgar. Uh-huh. Trebuie să știi foarte bine să le temperezi. Adică aici necesită un pic mai mult mai talent. Mai multă cunoștință. Și cunoștință și talent. Încă. Așa pentru viața normală, pentru femeile normale, e suficient. Mm-hmm. Ok. Foarte frumos. Hai să-ți vedem țin spatele. Foarte frumos, este o jachetă de blugi mai sofisticată pentru doamne, să zicem, 30+, că te gândești, ei, ce să fac eu cu o jachetă de blugi, nu mai am eu 15 ani, purtam când aveam 15 ani. E, da. Cu aceste detalii, gen perle, cristale, chiar paiete, o aduci un pic mai la un alt nivel și dacă ridicăm puțin gulerul să ne încadreze fața că avem pe care nu cred că trebuie neapărat să o pui la blugi, la jeans. Tocmai asta e ideea, nu? Da, că poți dar să merge la... și cum ești îmbrăcată. Tu te-ai îmbrăcat, efectiv, ești o coală albă pe care noi putem să așezăm orice și se potrivește. Am știut că pot, că am... cât de cât mai învăț, Adriana, să pun, să meargă orice peste. Foarte frumos, bravo. Și acum, o întrebare. Dacă pun în picioare... Asta e ca un fel de quiz, așa. Păi da, ca să arătăm mai multe variante, că curiozitățile sunt mari. Da. Poți să pun papuc? Da. Da? Da, poți să pui papuc. Mă scuzați.
Ăștia săraci nu și-au găsit rostul, este ceva incredibil. Deci pot să pun papuc. Pot să pun și papucul celălalt. Și papucul maro, acesta. Da. Așa? Da. Bine, mie îmi place mai mult cu ăla. Poți să toate pun merg. Tot? Și pe ăla? Da. Da. Doamne, a sfârșit. Dacă ai ști cât de comos sunt. Sigur. Și cu ce am început noi, mai ții minte, în ce am aruncat, da, da, erau comode. Și da, da. Nu, măi, nu sunt răi acum, de ce să exagerăm? Că nu sunt. Sunt doar puțin urâți, dar nu mult. Adică n-au exagerat. Mă iau de hai tot. Hai să terminăm repede, deci, dacă că aveau nu se poate tocurile mai subțiri sau poate geometrice, adică aveau o particularitate, știi? Eu cred undeva, că sunt de zi, așa, de nu, o treabă. Sunt de babet. Babet care vrea să fie cochet, înțelegi? Ca să fac o rimă. Asta e așa de, de sau ori ți-ai niște din ăștia de babet, dar în sus mi te duci mult de tot. Adică ceva, o combinație din asta cu portocaliu, cu știi? Nu. Adică zic eu, cu ceva, o cămașă portocalie, cu o curea maro supradimensionată, cu gulerul ridicat, adică să fie așa o chestie de fashion week cumva. Astea. Aici da, dar așa pentru o ținută normală ești cu scra. Oh damn. Oh, damn! Oh, damn! Oh, no. Mai stilată. Oh. O cuscră stilată. Ești bine, adică, pentru targetul. Dacă aveau, repet, tocul mai lat, adică mai lat, mai pătrățos și să iasă așa din, știi, din talpă, ar fi fost ceva. Aha, aha. Dar așa sunt... Ce fac cu ei? Dacă vin cu ceva mai lung peste, tu ai problema cu degetele, nu? Că se văd degetele? Da, asta se văd degetele ciudat. Dacă s-ar vedea degetele, bareta subțire, se mai vede puțină piele, e ok, ție se văd doar degete și după aceea vine monstruozitatea asta de baretă lată. Hai, fii mai dulce puțin, lasă! Stop it! Get some help! Nu mi-ai dat cafea. Potolește-te! Vezi că nu mi-ai dat cafea, mi-am dat seama. Asta e. Nu sunt răi, merg la ceva mai... culot, la... așa, ia culot. Culot. La culot, mai largi, da, așa, la culot, cu cămașă, cu cămașă, over, așa. Nu prea merge oversize neapărat la tine, dar kind of oversize, da. Kind. Da, merge sau cu o rochie din asta, cu rochile pe care mi le arăta mai devreme, merg. Trebuie să-mi găsești... Dă-i odată jos, că vorbim în particular despre ăștia. Trebuie să-mi găsești o ținută, două pentru ei, că altfel și mor, zic. Și cred că au costat și o grămadă de bani, nici nu vreau să știu cât ai dat pe ei. Da. Așa? Da. Da. Da, tot merge de aici, tot, depinde unde te duci. Da. Foarte frumos sunt Adidas și ăștia. Sunt aia de-ai pus pe stories, de mi-ai cerut mie părerea? Da. Da. Nu, dar știi la ce m-am gândit când i-am luat? Sunt același model, da, este, face parte din același model cu ce i-ai recomandat lui George. Și am reținut că nu trebuie să fie vârful ridicat, Radu. Și a luat niște Adidas cu vârf ridicat, am murit când am văzut. Nu-i mai poartă. Bravo, gata. Bravo. La revedere. Bravo, Radu, bravo. Și am reținut așa că trebuie să fie în jos, da, lat, respiră, e vară, culoare. Hai că talpa, te-ai scos, ce okay, trebuie okay. Asta. Foarte ușor, bravo. Foarte comod, n-am știut că ăștia fac așa ceva. Ți-am zis. Eu ți-am zis. I like. Nu erau pe alb. Dacă erau pe alb, era genial. Nu, dar sunt o nuanță frumoasă și e versatil, așa. Nu e foarte tare și asta mi-a plăcut. E destul de plăcută. E un pastel. Un pastel. Asta se întâmplă cu pastelul. E o culoare, dar nu te deranjează și poți să o pui la multe chestii. Dar dacă aș găsi pe alb, mi-aș mai lua o pereche pentru toamnă. E da, ce trebuie. Bun, o investiție binevenită. Binevenită. Gentuțe. Gentulici. Alb, cum ai zis tu? Alb. Aceeași poveste ca la pantofi, alb egal cu negru, dar alb e mult mai sofisticat și cumva mai rar întâlnit. Dar mai. Acum că facem acest video și o să se uite foarte multă lume, albul o să fie mult mai des întâlnit în ținutele noastre. Cumpărați alb, mult da, alb. Pentru că este lumină, este bună dispoziție, este curățenie, este... Albul e foarte frumos și adaugă un anumit, o anumită notă de cool, de sofisticat, de aparte, știi? Adică și completează foarte bine orice ținută. Deci este ce trebuie, este merge ce la trebuie, orice. Este, da, merge la orice, merge chiar și mai spre seară, pentru că e o geantă tip cutie, tot timpul recomand o investiție, o geantă tip cutie, dacă e albă, dacă e neagră, dacă e nude, nu contează, să fie cât mai, să se potrivească la cât mai multe ținute.
Dar să fie gen cutie, adică să fie, nu ca asta, vezi, ca asta, uite, e moale. E mai moale, asta merge doar de zi sau merge doar pentru ținute casual. Seara nu prea ai cum să o pui pe asta. Nu. Dar aia, spre exemplu, merge și, pentru că este, are formă, știi? Și asta, preferata mea. Îți place ție, vrea să pleci cu ea acasă, știu. Aș vrea și uite cât de mișto că are, poți să o porți în trei feluri. Da, așa. Da. Așa, hai să arătăm și asta. Exact. Și mamă, ăsta este superb. Deci ăsta este absolut superb. Hai să-l punem pe ăla, că-ți place ție mai tare. Deci asta este clasica, da, curea clasica, pentru, da, pentru umăr. Asta e o geantă statement, dar totuși nu ce înseamnă statement în clasic, ci să iasă foarte mult în evidență, nu știu, cu forme, cu printuri, cu scrisuri, cu tot felul. Iată, sau așa. Da, și se potrivește care... chiar la orice. Da. Genul ăsta, așa? Da, merge și așa. Ceva frumos. Asta trebuie să lăsăm mai în jos, așa. Așa, să stea sau mai pe jos. Spate. Aici. Da. Sau bine, aia se poate trebuie și scoate. Trebuie reglată, da, bine, da. Foarte frumos. O iau. Ia. Rămâne. Rămâne. Se aprobă, okay. Adriana, da? Se aprobă, da. Da. Bun. Trecem la ceva mai exotic, să zic. Da, a fost de vară foarte frumoasă. A fost de vară foarte frumoasă, foarte frumoasă este. Am purtat-o în vacanță, cel mai mult, recunosc, pentru că seara mai ieșeam și era așa o ceva de seară, foarte drăguț. Merge ceva de seară foarte drăguț, merge și de zi chiar. Uh-huh. Dacă e ceva, uite, vezi cum sunt eu îmbrăcată, nu te deranjează, arată bine. Da. Că este, sunt niște nuanțe de mare, așa, știi? Deci o aduc în combinații ușoare, da, ușoare, legere. Da, legere și fără printuri, fără nimic. Da, și culori și calde. Și flow-ul e așa, da, să se miște materialele pe lângă tine, dacă e roche, dacă e cămașă, pantalon, ce-o fi. Uh-huh. Și să fie așa, poate chiar și mai fără formă, să zic, ca să nu-ți arate corpul, pentru că asta aduce foarte mult în peisaj, știi? Foarte atrage. Și atunci vrem să atragă doar asta și asta să tempereze ce se întâmplă aici. Dar merge și de zi și de seară. Da. Iar seara poți să vii atunci pe ceva mai elegant, cu negru, poți, cu negru, cu o rochie satinată sau din mătase sau voal. Merge chiar și culoare, dar să menținem culorile în spectru cald, pentru că asta e un bronz cald. Nu e auriu, auriu e puțin mai rece. Știi, asta e un bronz și e mai cald. Și atunci trebuie să păstrăm în spectru cald toate nuanțele către care mergem pentru ținuta de seară. Drăguț. Și asta rămâne. Sper că ai o pungă să mi le pui când plec. Asta este o geantă care pare de vară, că are dungile astea. Adică marinate, e o combinație. Așa. Dar nuanța asta nu prea e de vară, roșu ăsta. Adică dacă te uiți, nu prea se încadrează cu celelalte. Ok. Este un roșu care duce puțin către vișiniu și merge de toamnă. De toamnă. Merge mai mult de toamnă. Da, de zi. Asta. De zi. Ești, nu mă mai întreba. Zi, numai că e de zi. Zic ca să... Unde te duci la picnic? Cu ea de seară, picnic de seară. Picnic de seară. Da. E drăguță, da. E drăguță, chiar e drăguță, da. Confortabilă. Da. Și mai am acest rucsac. Foarte cool e rucsacul ăsta, foarte cool. E un rucsac, dar nu clasicul rucsac. E din fâși, are niște buzunare pe aici care îi dă niște volum. Da. Îi dau niște volum, Adriana. Și este impermeabil. Cu steluțe, da, e foarte mișto. Doar că trebuie să lași puțin mai larg, să cadă puțin mai pe spate, așa. Îmi place să ajung la el aici, știi, și... Păi da, să lași puțin mai jos, puțin mai jos, adică să ajungi mai bine la el, să nu stea ghiozdanul fix în spate, trebuie să stea puțin mai jos. Mai jos? Da. O să încerc. Te rog. Mergi pe încredere. Merg pe încredere. Dar merg și pe confortul meu, știi? Foarte păi mult. Nu-ți ajunge, nu-ți ajunge. Nu-ajunge, nu știu, îmi place mai scurt. Țupic, când e... Uite, de exemplu, când ai când nevoie... Când e așa doar pe un umăr, arată ok. Dacă îl pui pe amândoi, se ridică. Nu, pe amândoi nu. Eu îl port pe un umăr. Ah, ok, atunci lasă-l așa. Hai, adică ideea este că am nevoie eram conflictul degeaba. Nu. Total. Când vorbeam același lucru. Să-ți explic. Când am nevoie de ceva, trag repede așa și țupic, umblu la el. Țupic un pic. Exact. Este foarte drăguț și să știi că... Și nuanța e foarte mișto, că nu e nici gri, dă puțin și către mov și e foarte frumos. Da, e un gri, un antracit, nu știu cum să-i zic. Nici măcar. E un gri
un pic metalizat, așa, nu știu. N-aș putea reflexii, să zic. Da. Era și pe acest... Nu, e mai bine așa. Turcoaz și așa, dar era... E mai bine așa că e un ghiozdan, e școlăresc, e, da. Na, e da. Din back in those days. Da. Nu, l-aducem că e mișto să ai un rucsac, dar, repet, culoarea o facem puțin mai matură, să zicem, o alegem mai matură. Cam acestea fiind spuse... Hai că avem grămada de haine bune. Vă rog să filmați teancul de vară, de, mă rog, de început hainele de toamnă. Bune. Hainele bune. Hainele bune. Hainele bune? Alea de duminică. Hainele alea bune ale mele de biserică. De mers la biserică sunt acestea. Acelea vor dispărea. Mai sunt, într-adevăr, mai sunt, dar ai știut că n-o să fie am știut și le-am scos eu fără să mai întreb. Facem loc. Și ne pregătim acum de o toamnă ceva mai departe. Adică mai friguroasă. Cred că următoarea dată ar trebui să ieșim la cumpărături. Unde... Ca să ne distrăm și acolo. Ca prea să ne distrăm și acolo. Acolo local aici, nu acolo ne vede nu. Nimeni. Deci... Acolo va fi ceva teribil de frumos. Dar ne vom duce spre cumpărături de toamnă. Da. Paltoane, ghete, da, bocanci. Sperăm să-i găsim, da. Jeans, da. Pantaloni mai groși, plovere, poate ceva, mm-hmm. Nu? Ne ducem către partea asta. Dacă, da. Din nou, sunt întrebări, suntem aici să vă răspundem. O să ne vedeți din toamna aceasta mai des. Recunoaștem, da. Că vara am lăsat-o puțin să respirăm. Am avut ambele proiecte separate. Dar și acum, vacanță. Și vacanță, căci eram... Ca oamenii. Eram ceva, da. Down. Dar acum revenim în forță, pregătim mult mai multe lucruri dincolo de aceste materiale video și întrebările voastre și social media, acolo unde ne vedeți foarte des. Mai pregătim ceva pe toamnă, o să vă anunțăm la momentul potrivit. Surprize! Pregătim ceva și sunt convinsă că o să vă placă. Dar ar fi trebuit să am și un tricou cu... Lorena. Cu Lorena... Trebuie să fac. Lorena, viața mea. Știi, da... Lorena, ceva. A, nu... Eu aș vrea. Viața mea? Aș vrea să scriu ceva. Uite cum facem. Pentru shopping ne vom pregăti, evident, intens. Eu voi merge, da. Cu Hypewit și tu cu... Hypewit. Noi zicem Hypewit aici în familie. Și tu, da. Cu Lorena. Da. Cu semne exclamării. Lorena! Am zis! Așa, foarte dur. Să se audă în magazine. Lorena, ce faci acolo? Da. Lorena, da. O să facă boacane. Cam atât. Vrei să mai zici ceva? Suntem bine? Nu suntem bine? Suntem foarte bine. Mă bucur foarte mult de unde am ajuns împreună. Aș vrea și o pălărie ca ta, să nu se mai găsesc. Foarte multă lume m-a întrebat. Nu e de oareși cu mult timp. Plus că, mă rog, nu vreau să vă zic, de fapt. Dar nu vreau să aibă toată la pălării care mele. Na, că aia tu ai o colecție de pălării, da, așa este. Glumesc. Îți plac pălările? Da, îmi plac foarte mult pălările și mă salvează ce să mai la dea la vale. Și cumva a devenit și trademark-ul meu așa pălăria, știi? Așa, uh-huh. Că de ce nu, până la urmă? Deci, bravo, Lorena, mă bucur foarte mult de ce am văzut și abia aștept să aducem mai multe lucruri, mai multe combinații și să învețe lumea de acasă mai multe, uh-huh. lucruri. Asta. Garderoba ta. Asta ne dorim și noi foarte tare. Și îți mulțumim și mulțumesc eu în numele lor că ne lași să facem asta, să facem acest minimă cel la tine în garderobă. Mie îmi face o deosebită plăcere. Pe umerii mei, pe fața oricând, mea. Oricând vin, oricând. Știi melodia aia, pe patul meu, pe... Pe muzica mea. Da. Asta e, pe fața mea, pe umerii mei, pe... Da, dar ai și ceva frumos, meu, ai și ceva frumos. Pe dacă canalul e meu. E educativă treaba totuși, da. Nu râdem degeaba. Nu. Cam asta. Gata. Asta este. Ariana ar vrea o scurtă intervenție de 2 minute. Nu se mai poate. Uite în ce ai transformat-o. Să vedem și la ea foarte puțin ca să îi dăm așa un pic de... Că a fost foarte cu minte și ne-a păsuit aici. Cam atât. Și trebuie să o ajutăm. Îți mulțumesc, Adrian. Oricând, o plăcere.